Dacă mai aveai nevoie de un alt motiv pentru a fi mai atent online, FBI-ul avertizează oamenii cu privire la o nouă tactică pe care infractorii cibernetici o folosesc pentru a păcăli oamenii să descarce accidental virus și cum să se protejeze. Potrivit unui comunicat lansat luna trecută de FBI, unii hackeri cumpără spațiu publicitar pe motoarele de căutare și postează reclame înșelătoare cu link-uri către site-uri care arată identic cu pagina web oficială a companiei uzurpate. Aceste anunțuri apar de obicei în partea de sus a paginii, chiar deasupra rezultatelor căutării, ceea ce conferă linkurilor un aer de legitimitate. Adesea, acestea apar pentru oricine caută un link de descărcare pentru un program sau o aplicație. Ai grijă de finanțe. Pentru a înrăutăți lucrurile, FBI a observat că această tactică este folosită pentru a uzurpa identitatea site-urilor web, care implică finanțe și criptomonede, mai precis platforme de schimb criptografic. Ceea ce se întâmplă este că aceste site-uri false atrag victimele să încerce să se autentifice, ceea ce le oferă infractorilor cibernetici acces la informațiile lor personale și, eventual, la fondurile lor. Unul dintre sfaturile recomandate de FBI este utilizarea unei extensii de blocare a reclamelor atunci când cauți lucruri online care vor bloca rezultatele false. Tacticile încercate și adevărate de siguranță pe internet includ verificarea adresei URL pentru greșeli de ortografie sau greșeli de scriere și accesarea directă a site-urilor web în loc să utilizezi un rezultat al unui motor de căutare. De asemenea, FBI le cere companiilor să-și educe clienții și utilizatorii despre cum să evite site-urile false și unde să găsească descărcări legitime de software și să folosească servicii de protecție a domeniilor pentru a notifica firmele când domenii similare sunt înregistrate pentru a preveni falsificarea domeniului. Acest lucru nu abordează o preocupare mai mare cu privire la modul în care infractorii cibernetici pot cumpăra cu ușurință spațiu publicitar pe motoarele de căutare și te pot inunda cu reclame false și dăunătoare. Un adblocker bun este AdBlock Plus. Este o extensie Chrome ușor de utilizat, a cărei versiune gratuită blochează reclamele și urmărirea site-urilor web. Relatează playtech.ro.